Salutare tuturor, numele meu este Andrei și pot să vă zic acum oficial Halloween fericit! Este 31 octombrie, ziua în care filmez acum, în momentul ăsta e 31 octombrie, ora 3:30 după masa și sper ca până de seara la ora 6, cel târziu 7, să reușesc să și editez și să postez clipul ăsta, așa că dacă îl vedeți astăzi, pe 31 octombrie seara, am reușit. E bine, în clipul de astăzi nu o să fac ceva ce am mai făcut până acum, o să fac ceva nou. Vreau să fac așa o retrospectivă a săptămânii de Halloween la care am muncit o lună întreagă și care se încheie acum. Și mai vreau un cuvânt de început de zis, la începutul acestui clip. Îi mulțumesc super mult prietenei mele Roxana, care m-a ajutat cu make-up-ul și nu a mai trebuit să mă chinui, pentru că în anii precedenți eu mi-am făcut singur deghizările și n-am produse de make-up profi, m-am făcut tot timpul cu tot felul de chestii de acoarele și de-astea. Și de data asta, anul ăsta, am avut machiaj profesional și vreau să-i mulțumesc prin intermediul acestui video încurat Roxanei că m-a ajutat foarte mult în tot procesul ăsta de săptămâna Halloween. Trag acum linie la final și am făcut așa. Am făcut 7 lucruri pe Instagram. Am făcut peste 25 de clipuri pe TikTok și 7 clipuri pentru YouTube, toate postate în 7 zile. A fost destul de nebunesc, pentru că m-am trezit în fiecare dimineață la 7:30 ca să fac postările de dimineață și să apuc în decursul zilelor să le și postez pe toate și a fost așa o săptămână maraton, dar îmi place și cumva m-am ambiționat foarte mult să revin la clipuri postate mult mai des pe YouTube. Mi-am dovedit că da, poți să postezi un clip pe zi. Bine, nu o să fac asta pentru că e un măcel, dar vreau măcar 1-2 pe săptămână să revin la postările astea, pentru că o lungă perioadă am postat doar un clip la 2 săptămâni pe YouTube, pentru că am văzut că scad vizualizările și așa, și m-am mutat tot interesul și tot timpul mi l-am mutat pe TikTok, unde știți, adică nu știu dacă știți, dar acolo vizualizările cresc, adică pui un clip și face 10.000 de vizualizări instant. Însă prefer mult mai mult clipurile pe YouTube, mi se par mult mai personale, mai vulnerabile, așa mi se par mie. Ok, și acum să vorbim despre ce vreau să vă arăt astăzi. Ați văzut în titlu, vreau să fie mai mult un clip de behind the scenes, adică din culise. Pentru că noi, eu și Roxana, ne-am filmat aproape în continuu în timp ce ne pregăteam pentru Halloween și avem o grămadă de filmări pe care nu le-am mai pus nicăieri. Inițial am vrut să fac story-uri cu ele, dar aveam deja mult prea multe story-uri și m-am hotărât pe ultima 100 de metri, ei, hai să salvez toate materialele extra și să fac la finalul seriei un fel de behind the scenes ca să vedeți care a fost atmosfera, care a fost vibe-ul. O să fie foarte mult voice-over pentru că am ascultat muzică pe fundal și n-am prea vorbit, adică o să vedeți, o să fie mult voice-over, dar o să înțelegeți așa, să vedeți cam care a fost atmosfera, care a fost vibe-ul. Încă o chestie pe care voiam să vă arăt, mi se pare tare pentru că nu cred că oamenii mai fac asta, eu sunt dependent de hârtie și pix, adică așa îmi place mie să-mi programez tot și dacă sunteți veterani la mine pe YouTube, știți că eu așa îmi programez toate seriile de Halloween, Crăciun și tot ce fac. Îmi scriu pe foi și de fiecare dată când... Mamă, dar lumina asta care bate prin jaluzele, sper că înțelegeți. De fiecare dată când am postat o chestie, o subliniez și o bifez. Iar aici aveam pregătit feed-ul pentru Instagram, cum să arate. După cum se poate observa, sunt un fel de hârtii lipite peste, că am schimbat de 1000 de ori ordinea postărilor. Am vrut să le fac de la cele mai simple la cele mai complexe și le-am tot mutat și mutat, răzmutat. Iar aici sunt postările pentru Instagram, TikTok și YouTube. Da, eu stai pe old school și îmi place tot timpul să-mi notez și să fie fizic. Adică nu-mi plac notițele pe telefon, îmi plac notițele fizice. Ei, hai că deja am vorbit de mă doare gura.
urmează să fac voiceovers. Mă doare gură și mai tare, dar măcar vedeți voi chestii mai interesante. Deci cred că habar n-aveți cât de plăcut e să stai pe scaun și cineva să te mângâie cu pensulul pe față. Excelent! În prima zi am făcut trei lucruri diferite și toate pozele le-am făcut cu un vape din ăsta, fără nicotină, fără mizerii. Am suflat la aburi din ăsta de am amețit de cap. Efectiv, mi se făcuse rău deja. Dar chiar mi-a plăcut foarte mult rezultatul, mi-au plăcut și pozele și clipurile de pe TikTok foarte mult. Aici trecusem deja la fața de craniu și ziceam că mă cheamă Popa Elena Luminița. Ăsta era finalul primei zile, nu mai voiam acasă. Ah, rece, se vede ceva. Da, se vede. Hai că de pe urechi, cred că pot să-l șterg cu șerbețelul meu. Aaaa, dar... m-a făcut mâine. Trece, rece! E super, rece, scădești, mă mânc. Oh, uite, mă mânc! Look at my hand! Wow, cred că vede albastru. Da. Na, Joker cu păr albastru avem. Aie! Chiar îmi faci codiță la gură. Da. Stai relaxat. La cum să nu te faci codițe la gură, efectiv? Acum te-aș fac codițe. Relaxează buzele. Zici că ești de aia de... Acum întinde-te pe spate, relaxează-ți tot corpul. Imaginează-ți că ești pe o pădure, pe o pajiște, ești relaxat, trebuie să-ți Mi-ai băgat ușor în nas. Să-ți relaxezi toți mușchii. Închide vreo face. Păi n-am cum să vorbesc cu gura închisă, deci obviously. Hai, nu zâmbi. Aaaa! N-am cum să nu zâmbesc, că se aude surba aia pe fundal de afară. Hai. Nu mai aaaa! Dacă greșești în pat, de nu te vezi. Vai, că-ți face noapte și noi n-am spus nimica. Exact. Nu mai mișca. Șuș. Mai ce? N-am cum îmi iese râd din orice. Închide ochii? Închide ochii? Hai că plăge și mie ochiul, mai. Și să văd cum îmi pune spaniola la pe dinți. Spune-mi cum numești acest machiaj. Vai ce vulgară! De ce arăți like a hooker la gură? Ce-ai făcut? Am mâncat. Da, să-ți fie de bine. Nu știu, mi-e greu acum. Și trebuie să adună tot de pe aici. Da, tot. Să mă mai mișc. Săraca. Auzi cum se lasă bariera? Da. That's creepy. Și cam asta a fost clipul de astăzi. Chiar mi-am dorit să vă arăt care e atmosfera în general în spatele filmărilor. Pentru că am eu nou. Mie îmi place că atunci când postez ceva să fie varianta cât mai perfectă și mai ok pentru public, adică să fie ok pentru cât mai multă lume, dar în general în spatele filmărilor și așa e un adevărat haos și circ și caterincă și dezmăț. Dar dacă ar fi să postez toate dezmățurile astea și nu le-aș controla un pic postările, nu le-aș organiza, nu s-ar mai înțelege absolut nimic, după cum ați observat. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Acum puteți vedea în întregime tot contentul pe care l-am făcut și l-am pregătit. Aveți deja toate clipurile postate pe YouTube și aveți pe TikTok și pe Instagram toate pozele. Am făcut până și un highlight special pe Instagram cu toate postările și story-urile pe care le-am avut de Halloween 2022. Ce să zic, cu părere de rău, vă anunț că ne vedem la anul cu seria de Halloween, dar până atunci ne vedem cu alte chestii, plus că vine și Crăciunul și o să mai fie postări de astea serii. Sper să mai fac. Aș vrea să fac și de Crăciun o miniserie. Să mă gândesc la asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, cred că vă zic, a treia oară și... Îmi pare rău tot timpul când închei seria de Halloween, nu știu, mai iau așa niște stări emo. Anyway, ciao!